Candidatul desemnat de PAS la funcția de primar al municipiului Chișinău, Lilian Carp, îl acuză pe edilul Ion Ceban și pe șeful direcției educației că obligă profesorii și educatorii să participe la evenimentele organizate de Mișcarea Alternativă Națională a primarului general. În replică, șeful direcției municipale spune că angajații vin la astfel de activități în afara orelor de muncă și că este dreptul lor să aibă simpatii politice. Candidatul PAS la funcția de primar al municipiului Chișinău, Lilian Carp, a susținut o conferință de presă în fața sediului Direcției Educației Ciocana. El a declarat că a primit mai multe mesaje de la profesorii și educatorii din Chișinău, care se plâng că sunt obligați să promoveze Mișcarea Alternativa Națională, formațiune fondată de primarul Ion Ceban. Carp susține că va sesiza Ministerul Educației, Inspecția Muncii și sindicatele. Încearcă Ivan să folosească profesorii, educatorii în interese politice. În loc să stea, să se ocupe de educația copiilor, ei în timpul orelor de lucru trebuie să asigure, deci propriu-zis, prezența placorturi. Direcția Generală Educație, în frunte cu Păvăloi, la sigur a dat aceste indicații în sectoare. Nu s-a lăsat așteptată replica șefului Direcției Educației Chișinău. Andrei Păvăloi spune că angajații nu au fost obligați vreodată să se implice în acțiuni politice, precum pretinde Carp. Nimeni pe nimeni nu a obligat, iar personalul care are anumite simpatii vis-a-vis de anumiți candidați politici sau anumite partide politice o pot face de sine stătător și ziceam, doar în perioada liberă, nu în timpul orelor de muncă. Recent și Ion Ceban a acuzat Partidul Acțiunei și Solidaritate de faptul că le cere asistenților sociali și profesorilor să facă agitație electorală.